Polițiștii au efectuat 6 percheziții în localitățile Bolboș, Mătăsari și Godinești într-un dosar de furt calificat și tăinuire. Descinderile au avut loc la domiciliile unor persoane acuzate că furau din magazine. Suspecții sunt 3 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 33 de ani. La percheziții au fost descoperite o parte din bunurile sustrase și instrumentele folosite la săvârșirea infracțiunilor. Unul dintre suspecți a fost reținut. În cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul posturilor de poliție Urdar și Negomir au efectuat 6 percheziții domiciliare pe raza localităților Bolboș, Mătăsari și Godinești la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și tăinuire. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, un bărbat de 31 de ani din localitatea Bolboș a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și tăinuire. În cursul zilei de astăzi, bărbatul va fi prezentat cu propuneri corespunzătoare. În cadrul operațiunilor de descindere, anchetatorii au beneficiat de sprijinul Biroului de Operațiuni Speciale Craiova, Serviciului de Operațiuni Speciale Gorj și a luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Gorj.